Salutare, salutare! Fac acest live deoarece vreau să vorbesc despre mai multe subiecte care cumva au legătură, chiar dacă în aparență par așa că ar fi subiecte diferite. Și aș vrea să încep cu un lucru pe care l-am semnalat și pe profilul meu personal de Facebook, cu faptul că am văzut în ultima vreme foarte multă încrâncenare pe Facebook. Dar nu numai, dar hai să zicem că în special pe Facebook. Asta e platforma în care stăm de obicei și ne spunem părerile și discutăm și dezbatem și ne încrâncenăm, așa cum spuneam eu. Ce înseamnă că am văzut încrâncenare? Am văzut foarte mulți oameni care intră în conflicte pe diverse teme. Politică, 5G, coronavirus, economie, biserică, habar n-am, whatever. Recunosc că și eu am intrat adesea în tot felul de polemici cu diversi oameni și acum ajung la concluzia că era oarecum greșit. Nu oarecum, că era cu adevărat greșit. E greșit să intri într-o poveste în care există tabere, în care există oameni deștepți și oameni mai puțin deștepți, în care există acuze, în care există, nu știu, conspirații, teorii, baricade, lupte și lucruri de genul ăsta. De ce cred că este greșit? Pentru că m-am uitat un pic la ce ne face toată povestea asta. Dar m-am uitat și am încercat să-mi dau seama, ne ajută sau nu ne ajută? E ceva ce ar trebui să continuăm? E ceva din care obținem un impact pozitiv sau nu? Și răspunsul meu este de cele mai multe ori nu. Probabil că știți cu toții că mintea noastră e un organ care e condus foarte mult de chimicale. Da? Există așa numita neurochimie, adică care se ocupă cu studiul modului în care diverse substanțe chimice, neurotransmițători și așa mai departe, ne afectează gândirea, starea de spirit, lucrurile de genul ăsta. E bine, performanța noastră în viață și modul în care ne bucurăm de viață și chiar și în business, pentru că domeniul meu de activitate e antreprenoriatul, cred că ține foarte mult de această neurochimie. Nu ține doar de cât de inteligenți suntem noi, nu ține doar de cât de cultivați suntem noi, nu ține neapărat doar de obiceiuri sau alte lucruri de genul ăsta despre care s-a tot vorbit. Cred că ține foarte mult și de neurochimie, ține de ce fel de chimicale ne scaldă sau ne inundă creierul și ce stări ne dau. Suntem într-o stare în care suntem optimiști, încrezători, pozitivi, recunoscători, iubitori și așa mai departe. Creierul nostru va funcționa într-un fel. Din punctul meu de vedere, va funcționa într-un mod optim. Va fi creativ, va fi rezilient, ne va ajuta să găsim soluții la probleme, ne va ajuta să trecem mai greu, mai ușor peste obstacole și așa mai departe. O grămadă de beneficii de genul ăsta. Da? Dacă noi suntem într-o stare în care, să zicem, că am postat ceva pe Facebook sau am văzut o postare care nu ne convine, da? Că a postat nu știu cine despre nu știu ce. Și chiar am văzut un pic mai devreme, la mine pe Facebook, în feed, la o postare, nu zic despre ce, despre una din temele enunțate un pic mai devreme, 120 de comentarii erau. 90% din acele comentarii erau între autorul postării și cineva care nu era de acord cu el. Deci oamenii ăia s-au contrat în aproximativ 100 de comentarii. Cu siguranță fiecare dintre ei, adică ambii oameni, s-au simțit rău. Creierul i s-a inundat de substanțe care nu aveau o acțiune foarte pozitivă. Da? Și ce au realizat din asta? N-au realizat nimic. Pur și simplu fiecare s-a supărat, nu și-au schimbat punctele de vedere, și-au otrăvit creierul. Asta cred că au făcut oamenii respectivi. Și zic, băi, de ce suntem așa de încrâncenați? De ce cădem? De ce? De ce, de fapt, e simplu de ce? Pentru că nu ne dăm seama, nu conștientizăm. Dar cred că e o capcană aici de care ar trebui să ne ferim. Capcana negativității.
Ar trebui ca de fiecare dată când suntem tentați să intrăm într-un conflict, într-o polemică inutilă, pentru că așa sunt marea majoritate. N-am văzut nimeni niciodată să câștige o dezbatere pe Facebook. În lucruri de genul ăsta în care emoțiile pot exploda, să spunem stop, înainte să ajungem la apogeu. Sau, dacă am intrat, să încercăm să fim cât mai rațional cu putință, să ne spunem părerea, acceptăm și părerea celuilalt și asta i-am plecat mai departe. Acceptăm din start, pentru că eu știu de ce continuăm. Continuăm pentru că cumva ne simțim că imaginea noastră este lezată și ar trebui să comunicăm și să ne spunem punctul de vedere, să arătăm că avem dreptate și lucruri de genul ăsta, să acceptăm că nu vom avea cum să câștigăm. Oricum vom avea de pierdut și noi și ceilalți, pentru că oamenii se vor împărți în tabere, tabăra care le dă dreptate celorlalți, tabăra celor care ne dau dreptate nouă, și să încercăm cumva să ne detașăm dacă s-a întâmplat să intrăm în această capcană. Dar cred că e foarte important să nu intrăm în ea. Cred că una din calitățile cele mai importante ale unui antreprenor și nu numai în general, pe care orice om poate să-și o dezvolte, este această capacitate de a avea grijă de mintea sa, dar nu doar ce informații bagă în ea, ci și ce stare, cum este, care e dispoziția noastră. Noi de-ar trebui să căutăm tot timpul să fim într-o dispoziție în care să fim recunoscători, să fim fericiți, să fim pozitivi și așa mai departe. Pentru că una la mână, asta cred că ne dorim, nimeni nu-și dorește să fie trist, nimeni nu-și dorește să fie nervos, nimeni nu-și dorește să certe cu cineva sau lucruri de genul ăsta. Doi la mână, avem o grămadă de avantaje și zero avantaje din a accepta să ne otrăvim creierul cu emoții negative. Doar că cred că nu conștientizăm foarte bine lucrurile astea, cred că nu suntem foarte disciplinați în a ne spune nouă și altora stop, eu nu intru în jocul ăsta, nu intru în cearta ta, nu intru în polemica ta sau a ta. Nu intru în această ceartă, nu intru în această polemică, asta e, n-o să mă placă toată lumea, asta e, n-o să mă iubească toată lumea, n-o să fie de acord toată lumea cu mine, unii o să zică că sunt un idiot, alții o să zică că sunt genial, pentru alții o să fiu, poate, habar n-am, mediocru. Și e posibil să trăiesc în toate aceste realități, în realitățile fiecăruia. Acum, mă întorc la vaca mov, că am zis că vreau să vorbim despre vaca mov și mă întorc la critică. De ce este important ca antreprenor să ai grijă de mintea ta, să te asiguri că ai tot timpul o stare pozitivă, că ești optimist, că ești vesel, că știi să faci mișto de tine, că știi să faci mișto de situație, că ai simțul umorului, că vezi partea plină a paharului și lucruri de genul ăsta. De ce e foarte important? Acum mulți ani, Seth Godin, pe care unii dintre voi probabil știți că e unul dintre oamenii care m-au inspirat pe mine cel mai mult, a scris o carte care se numește Vaca Mov. Și în Vaca Mov, Seth Godin, ideea principală, de fapt, în Vaca Mov, așa cum am perceput-o și reținut-o eu, este că în vremurile noastre nu mai este suficient să ai un produs care să fie doar ok. Nu mai este suficient să ai un produs sau un serviciu care să fie doar bun, care să facă ceea ce a promis, să livreze ce a promis. De ce? Pentru că, și probabil că ați văzut cu toții, noi avem o varietate din ce în ce mai mare de opțiuni. Pe absolut orice ne-am dorit, că vrem să cumpărăm o mașină sau vrem să cumpărăm un curs, sau vrem să cumpărăm o haină, sau vrem să cumpărăm o excursie, orice vrem să cumpărăm, există o varietate tot mai mare de opțiuni. Așa că în momentul în care oferim un produs sau un serviciu care este doar bun, nimeni nu o să vorbească despre acel produs sau serviciu. Dacă produsul sau serviciu este puțin sub așteptări, oamenii imediat o să revolte,
și o să vorbească despre faptul că nu le-ai dat ceea ce le-ai cerut. Acum, având în vedere că numărul opțiunilor a crescut foarte mult, mult mai mult decât numărul consumatorilor sau decât puterea de cumpărare a consumatorilor, asta înseamnă că piața este fragmentată și indiferent de ce piață vorbim, este tot mai fragmentată. Sunt tot mai multe, e împărțită în bucățele cât mai mici. Ca să ajungi să ieși tu o bucățică din această piață, ca să ajungi cumva să ieși în evidență între o multitudine de opțiuni, ceea ce trebuie să faci este să construiești ce a numit Seth Godin o vacă mov. Adică să construiești ceva care iese în evidență. Da? Exemplu cum vaca mov era, băi, imaginează sau povestea el, nu mai am aminte, că era pe un câmp în Franța, la început s-a minunat, vedea văcuțele alea frumoase pe care le-am văzut și noi la televizor sau unde le-am văzut și se minunau, toată familia se minuna de acele văcuțe. După câțiva kilometri a devenit plictisitor. Deja se obișnuiseră, erau prea multe și deja devenise cea banală. Și a zis, bă, dar dacă vedeai în momentul ăla o vacă mov între alea pestrițe, alb și negru, vedeai una mov. Aia move și aia în evidență. Și azi, noi asta trebuie să construim. Într-o lume în care multă lume oferă servicii și produse bune, tu trebuie să oferi servicii extraordinare. Trebuie să oferi produse și servicii remarcabile. Astea sunt vacile mov. Întrebarea este, de ce nu fac mai mulți vaci? De ce nu sunt mai mulți antreprenori care construiesc vaci mov? Și răspunsul este foarte simplu, pentru că în moment una la mână nu suntem conștienți de asta, doi la mână să construiești o vacă mov înseamnă să te expui la critică. Înseamnă să faci ceva care nu va fi pe placul tuturor, nici măcar pe placul majorității, ci va fi pe placul doar a câtorva oameni și atât. Înseamnă că puțini o să te placă, dar o să te placă foarte mult, suficient de mult încât să cumpere de la tine, iar majoritatea fie te vor ignora, fie te vor critica, foarte mulți te vor critica. Dacă stai în zona sigură, în zona în care tu construiești ceva ce construiești și ceilalți, da? Un produs la fel ca toate celelalte produse, nimeni o să te critique, nimeni o să te aplaude, dar nici bani o să faci. De ce? Sau o să faci din întâmplare, sau să te chinuiești, să supraviețuiești. Pentru că sunt ca tine, sunt o grămadă care fac același lucru. În momentul în care decizi să construiești o vacă mov, înseamnă că îți asumi riscul să fii considerat ciudat, excentric, diferit, whatever, habar n-am cum. Și tu, și produsul tău, și serviciul tău. Îți asumi riscul că 90 și ceva la sută din oameni nu vor înțelege care-i treaba. Ce vinzi, pentru cine vinzi, de ce așa, cum așa, nu-ți vor înțelege produsul, se vor teme de el, nu or să-l placă, o să spună că este o prostie, etc., etc. Asta înseamnă că marea majoritate a oamenilor, pentru că noi așa suntem construiți, mai degrabă fugim de durere decât să fugim după câștig, decât să urmărim câștigul, marea majoritate a oamenilor nu vor încerca să construiască vaci mov. Vor încerca să evite critica societății. Vor încerca să evite acea durere. Și chiar și atunci când sunt conștienți că n-ar trebui să trăiască ca să mulțumească gura lumii, că e o prostie să încerci să-i mulțumești pe toți, că e o prostie să trăiești viața de ascultând de gura altora, nu vor avea puterea să facă pasul ăsta, să zică, știi ce, am bag piciorul, nu mă interesează ce spun ceilalți, nu mă interesează cum mă criticați, nu mă interesează ce spun, nu mă interesează lucrurile astea, nu pentru voi, ceea ce eu construiesc nu e pentru tine, nici pentru tine, nici pentru tine, nici pentru altcineva, e pentru Paula, e pentru Roxana și cine se mai uită acum. Ca să ai puterea să spui lucrurile astea, nu e pentru voi toți, doar pentru câțiva oameni, trebuie să ai o sănătate mentală și emoțională bună. Trebuie ca tu, în mod natural, creierul tău să fie într-o stare în care tu ești fericit, ești mulțumit,
ești recunoscător, nu ai probleme, lucruri de genul ăsta. Și nu ai cum să fii în starea asta dacă în viața ta de zi cu zi tu ești stresat, ești în conflicte, ești în probleme, ești în nemulțumiri, te plângi, ceva nu-ți convine, ești răzbunător, ești liderul ăla care face dreptate și pune la punct pe toți ceilalți care greșește și așa mai departe. Am impresia că Facebook-ul s-a umplut de justițiari. Da? Ne-am umplut de justițiari. Cu toții trebuie să-i punem la punct pe ceilalți. Vacciniștii, antivacciniștii, aia care cred în corona, pe aia care nu cred în corona. PSD-iștii pe peneliști, peneliștii pe PSD-iști, tot așa e o luptă de asta. Cu toții ne angrenăm, nu zic să nu dezbatem. Dezbaterea poate fi utilă într-o societate, dar dezbaterea când există o încărcătură emoțională negativă și puternică, nu ne va da chimicalele necesare creierului nostru, astfel încât noi să putem să găsim soluții la probleme și să facem ce am spus un pic mai devreme, să ne asumăm că nu-mi pasă ce spun ceilalți. Știi de ce nu-mi pasă? Pentru că sunt fericit. Pentru că sunt mulțumit de viața mea. Pentru că sunt recunoscător pentru tot ce am. Pentru că nu-mi este frică. Nu poți să râzi și să-ți fie frică în același timp. Nu poți să te bucuri de viață și să-ți fie frică în același timp. Nu poți să fii recunoscător pentru ceea ce ai și să-ți fie frică în același timp. Da? Despre asta este vorba. În momentul în care ai grijă de creier, nu doar ce informații bagi în el, ci care este starea lui. Cum te simți? Cum te simți? O să vezi că acțiunile tale vor fi diferite, pentru că inteligența e doar o parte din poveste. Cunoștințele e doar o parte din poveste. Abilitățile doar o parte din poveste. Dar diferența de multe ori știi ce o face? Atitudinea și energia pe care ai. Și asta vine de unde? Din chimie. Ce pui la rădăcină? Dacă îi pui unei plante apă, o să crească. Dacă i-ai pus acid, o să o filească. Noi de multe ori suntem neacidulăm și suntem acizi și cu noi și cu ceilalți și turnăm acid în mintea noastră și după aia ne mirăm că nu avem rezultate. Că lucrurile merg prost. Că nu vedem soluții. Că nu suntem mulțumiți de viață. Asta este. Asta cred că e legătura. Despre asta au fost și ultimele mele postări. Am avut o postare despre decizii. Cred că unele din cele mai importante decizii pe care ar trebui să le luăm în viață, sau una din cele mai importante decizii pe care ar trebui să o luăm în viață, e decizia de a nu mai permite în viața noastră niciun tip de element care să ne destabilizeze, care să ne aciduleze, da? Care să ne distrugă mintea. Cred că merită să facem curățenie, nu într-un sens de la superior, știi? Gata, e timpul să fac, a zis genul ăla de postări pe Facebook, timp să fac curățenie, mă depie, nu așa. Dar e viața noastră, mintea noastră, e scurtă, e păcat să o pierdem înveninându-ne și gândindu-ne tot timpul la cele mai mari nenorociri. Nu zic, ok, ia 10% din timp, fii prevăzător, vezi ce se întâmplă pe lumea asta, da? Realitatea este așa cum ne-o conturăm noi. Realitatea este așa cum ne-o facem noi. Și cine creează filtrul, de fapt, în care vedem realitatea asta? Asta ține, chimicalele. Că nu emoții, gânduri, astea nu vin de neant, nu? Vin din creierul nostru. Și creierul nostru, printre altele, dincolo, funcționează și cu tipare, e și programat, dar funcționează și în funcție de chimicale pe care îi le dăm. De-aia, tu, același om, odată poți fi într-un fel un om, altădată poți fi cu totul alt om. Chimical din corpul tău. Mănâncă prost și o să te simți într-un fel. Mănâncă bine, o să te simți într-un alt fel. Ieși, plimbă, te oxigenează, îți faci sport, dar nu excesiv și o să vezi cum te simți.
O să zic că te simți mai bine. Deci modul în care ne simțim până la urmă e chimie, biochimie. Nu numai, evident, dar ține mult de treaba asta. Ține mult de mediul nostru, ține mult de ce permitem să, cui, ce și cui permitem să ne influențeze. Cam asta am avut să vă zic astăzi. Închei cu un sfat de a, sau cu două sfaturi. Unul la mână. Haideți să avem grijă de creier. Doi la mână. În vremuri ca astea, în vremuri care economia se contractă un pic pentru că s-a contractat, cu atât mai mult avem nevoie să construim Vachmov. Și nu doar că avem nevoie, dar de ce să ne trăim o viață construind chestii banale, lucruri banale, chinuindu-ne să construim și să promovăm și să vindem lucruri banale, când am putea să ne relaxăm, să ne reducem ritmul un pic și ne punem întrebările ce pot eu să construiesc cu adevărat remarcabil, ceva ce să-mi doresc să construiesc, da? Ceva ce merită timpul, atenția și viața mea. Pentru că în final o să ne încătrece vremea și ajungi la 35, cazul meu, 40, 45, 50, 60, 70 de ani. Și mai devreme sau mai târziu sunt convins că fiecare dintre noi își va pune întrebarea, bă, ce am făcut cu viața mea? Cum am petrecut-o? Ce am făcut? Ce a rămas în urmă? Și nu știu voi, dar eu nu vreau să am regrete. Eu vreau să zic, bă, am făcut ceva remarcabil cu viața mea și în același timp m-am simțit, am fost în fiecare zi mândru, am fost recunoscător, am fost fericit, am fost relaxat, am fost bucuros, am fost entuziasmat. Așa cred că ar trebui să fie. Mulțumesc frumos și eu văd că ați comentat câțiva dintre doi, vă răspund acum la comentarii. N-am vrut să mă opresc în comentarii, că am să nu uit ideile. Mulțumesc frumos, Paula. O să mai revin. În live-uri mă uit jos pentru că nu văd toate comentariile. Mi-am așa să le văd pe laptop. Marian, ce chiar de doar de el. Marian, te-am văzut să știi că ai simțul autoironiei, ceea ce mi se pare foarte tare. Deci că de regulă creierul omului se comportă ca o maimuță beată. Face orice, numai ce trebuie, nu. Probabil că ai dreptate. O metodă. Da, Mirea, am citit și eu la el despre asta. Super. Băi, mulțumesc frumos. Ne mai vedem zilele astea. Dacă aveți întrebări, comentarii, nu știu, sugestii de alte live-uri. N-am mai făcut live-uri apropo de lucruri remarcabile. Pentru că vreau să vorbesc doar atunci când simt nevoia să spun ceva important. Multă vreme am făcut live-uri ca un antrenament. Nu mai simt nevoia să le fac ca un antrenament. Simt nevoia să spun atunci când, adică vreau să spun ce am de spus, dar doar dacă consider că e important. Mulțumesc frumos la Mona, mulțumesc Marian, seară bună tuturor, seară faină și ne auzim curând. Pa, pa!